Aprilie, în strai de sărbătoare, concursul care reunește cei mai talentați elevi din țară a atins în acest an apogeul. Micii pictori, unii chiar de la grădiniță, au trimis lucrări din 18 județe, uimind juriul prin inventivitate și talentul de necontestat. Cadrele didactice au avut de expus și de numerotat exact 836 de desene și picturi, iar în aproape toate sălile de curs, artiștii au realizat desene pline de culoare în care pomii, florile și chiar berzele au avut rolul lor. De altfel, concursul în sine a avut trei secțiuni: o expoziție de desene și pictură jurizată de cunoscutul pictor Gheorghe Dican, un concurs de educație plastică și o sesiune de comunicări științifice. Este o muncă la care participă toate cadrele didactice din școala noastră și este o muncă care până la sfârșit se încheie cu satisfacția unui lucru bine făcut. Și după cum vedeți pe acești pereți, în spate există munca unor cadre didactice din toată țara, pentru că am primit cele peste 900 de lucrări din 18 județe și munca celor mici, creativitatea lor, sunt lucrări cu adevărat originale și ceea ce mă bucură cel mai mult este că în fiecare an avem onoarea ca aceste lucrări să fie jurizate de domnul președinte Dican Gheorghe, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, și de fiecare dată am avut de câte ceva de învățat de la dumneavoastră. Ceea ce am remarcat și la această sesiune, ca și la cele din ceilalți ani, este faptul că domnul, având ochiul format, nu premiază decât lucrările cu adevărat originale, lucrările care sunt făcute într-adevăr de copii, nu acolo unde se simte mai mult mâna cadrului didactic. Îi mulțumim domnului președinte că este alături de noi în fiecare an, îi mulțumim inspectoratului școlar că ne-a trimis delegat pe doamna inspector Coca Săraru și mulțumesc colegilor mei care s-au străduit să desfășoare și în acest an acest concurs. Concursul nostru este la 11-a ediție, are 3 secțiuni, atelierul de creație la care au participat 198 de copii din 17 unități școlare din județul Vâlcea, expoziția aceasta care este o expoziție interjudețeană și am avut și partea de simpozion Școala Timpului Liber. La simpozion au participat cadre didactice și au fost prezentate lucrări. Am primit anul acesta 102 lucrări din județe, din țară, iar la sesiunea simpozionului au participat cadre didactice din județ care au prezentat lucrările respective. Să spunem că toate lucrările rămân în portofoliul școlii. Da. Probabil în cei 11 ani s-au strâns mii de desene. Așa este. Așa este. Și de asta vă și spuneam, chiar dacă este o muncă, un efort substanțial, cadrele didactice mărturisesc că au stat o săptămână până la 6, 7, 8 în școală. Satisfacția noastră enormă este că am adunat foarte, foarte multă experiență, pentru că până la urmă și a înșira aceste lucrări înseamnă un fel de schimb de experiență, pentru că vedem cum lucrează și ce materiale pot să folosească și colegii noștri din județ și din țară. Cel mai încântat de lucrările expuse a fost pictorul Gheorghe Dican, vicepreședinte al Uniunii Naționale Artiștilor Plastici din România, care din cele 11 ediții a jurizat 10. Este o bucurie să vezi atâtea lucrări expuse în școala de la Ionești și ceea ce m-a surprins și astăzi și de fapt m-a surprins de fiecare dată când am venit aici, interesul care s-a stârnit în jurul acestui concurs, care este, cred eu, cel mai longeviv concurs organizat în vreo școală din județul Vâlcea. Nu numai că este cel mai longeviv, dar este și cel mai serios. Doamna directoare, împreună cu colectivul de învățători și profesori de la școala din Ionești și cu susținerea efectivă a primăriei, reușesc de fiecare dată să ne surprindă cu un concurs de pictură pentru copii de foarte bună calitate, care acoperă multe zone ale țării. Sunt aici copii din mai multe orașe din țară, dar și foarte mulți din județul Vâlcea. Regăsesc cu plăcere învățătorii
de la școala cu ceas, de la școala din Călimănești, de la clubul copiilor din Drăgășani, de la Băben sau Horezu, și îmi face o deosebită plăcere să-i văd și să văd producțiile artistice ale copiilor, pentru că încep să recunosc stilul învățătorului și pentru faptul că lucrez foarte mult cu copiii la muzeu și îmi dau seama că în ultimii ani s-a progresat foarte mult. Toate lucrările expuse sau realizate în cadrul concursului sunt păstrate la loc de cinste în cadrul Școlii Gimnaziale Ionești.